O echipă specială Antena 3 Vâlcea s-a deplasat la granița României din zona Sighetul Marmației pentru a ajuta refugiații veniți în țara noastră din cauza războiului în cadrul campaniei Alături de Ucraina, implică-te, orice gest contează, demarată de Fundația Orfeus săptămâna trecută. Echipa noastră a transportat cu ajutorul preotului Bogdan Brădeanu mai multe alimente, îmbrăcăminte și produse de igienă pentru a fi donate ucrainenilor. Ajutoarele au fost transportate la centrul Bârsana, iar pentru a fi distribuite mai ușor toate produsele, echipa a beneficiat de ajutorul părintelui Marcel Oprișan, care a locuit într-un sat ucrainean din zona Maramureșului și cunoaște limba poporului vecin. Părinte, în ce zone din Ucraina vor merge aceste bunuri? Deci, în momentul de față pot spune așa. Eu sunt vorbitor de limba ucraineană și sunt din zona, în zona aceasta a Maramureșului, aici sunt câteva sate ucrainiene, în număr de 18 localități. Și desigur că există așa înfrățire, pentru că de altfel e legat, se spune că o parte din Maramureș este dincolo de Tisa. Acum, legat de produsele care s-au alimente perisabile, neperisabile sau alte lucruri, cum ar fi pături sau saltele și pe partea asta medicamente. În fiecare zi este câte un convoi care este coordonat de către cei de la Crucea Roșie și în toate centrele unde se strâng toate aceste bunuri, donații, sunt duse în Ucraina la solicitările unde sunt făcute dincolo, unde este nevoie. Părintele Oprișan ne-a vorbit despre situația din Ucraina, una foarte dificilă, conform spuselor sale. Marcel Oprișan declară că Episcopia Maramureșului se află în strânsă relație cu unele orașe din țara vecină, iar medici din Kiev și alte localități s-au deplasat special în această zonă pentru a solicita produse medicale. Pe partea asta de alimente și mai ales medicamente, farmaciile sunt închise sau sunt multe orașe care lumea nu mai circulă decât foarte greu. De altfel, primăria de dincolo, din Solotnin, noi ieri am primit o solicitare și noi în cadrul episcopiei din partea primăriei de acolo să sprijinim și în același timp un mesaj, o scrisoare în care ne mulțumesc pentru tot ceea ce au primit până acum și au fost trimise și în alte părți. Pot spune pe partea de medicamente, de exemplu, cum ar fi, avem medici care, cu care lucrăm din Ivano-Frankovski și din Kiev, care sunt veniți aici și de acolo se trimit listele în care noi le trimitem tot prin Crucea Roșie în spitalele unde au nevoie, unde sunt răniți. Mai mult, colegii noștri s-au deplasat la graniță pentru a-l ajuta pe preotul Marcel Oprișan să ofere câteva dintre alimente celor aflați în nevoie care au ajuns în țara noastră. Biserica a fost alături de refugiați încă din prima zi a războiului. Suntem aici la inițiativa Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, încă din prima zi. Faptul că biserica este implicată aici, sub umbrela sectorului social-filantropic al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, nu este altceva decât ceea ce de altfel spunem noi de fiecare dată la biserică, că trebuie să fim alături de cei care sunt în mari încercări și în suferințe. De altfel, poporul ucrainean trece printr-o perioadă nu foarte bună. De altfel, nu suntem aici decât în sprijinul și să acordăm asistență de care au nevoie cei care trec granița. Sunt frații noștri ucraineni de dincolo. Părintele Oprișan ne-a explicat că, vorbind atât limba ucraineană cât și engleza, este foarte solicitat, intrând în contact cu sute de persoane pe zi. Din experiența sa, starea de spirit este una proastă în rândul refugiaților. Tristețea și disperarea sunt principalele sentimente care îi domină pe oameni. Astăzi ați trecut mai mult printre ei. Cum i-a simțit? Desigur că pe oamenii care i-am de fiecare dată pe care i-am văzut venind de dincolo din Ucraina, cel puțin cred că e de ordinul sutelor cu cei cu care am intrat cel puțin eu în contact sau i-am întâlnit. Pentru că sunt vorbitor de limba ucraineană și engleză, am fost foarte solicitat pe partea asta ca și translator.
Pot să vă spun că discutând cu ei, mie ceea ce mi s-a părut foarte emoționant este faptul că de fiecare dată când i-am întrebat unde mergeți, încep să plâng. Dacă îi întreb, am gândit că poate ar trebui o altă variantă, altfel de întrebare să folosesc. Cum sunteți? Iarăși oamenii. Deci n-am găsit încă o întrebare pe care să o adresez acestor oameni care trec prin astfel de drame. Sunt drame dincolo, se despart familii, soți de mame și copii. Este un război nedrept. Sper să trecem peste și noi, dar mai ales ei în primul rând, peste acest moment foarte greu. Dar pot să spun că am simțit în mare parte în lacrimi. Oamenii plâng în orice moment. Dacă vezi atâta suferință, nu ai cum să nu intervii, pentru că empatia face parte din viața noastră, altfel nu ne pierdem umanitatea dacă nu intervenim aici unde este nevoie. Am discutat și cu preotul Bogdan Brădeanu, care a facilitat această inițiativă a Fundației Orfeus. Împreună cu colegul său Marius, preotul a asigurat transportul către graniță și a sprijinit distribuirea ajutoarelor prin legătura strânsă pe care cei doi au întreținut-o cu preotul Marcel Oprișan. Iată că am pornit de la Vâlcea și suntem în vama de la Sighet, unde avem o legătură așa de suflet cu dintre parohia Tristar și parohia Bârsana. Suntem aici și cu sufletul alături de oameni, poate că de acasă înțelegem lucrurile altfel, sunt într-un fotoliu sau uitându-ne doar la televizor, în schimb când ești aici, sufletul și inima splâng alături de cei care împărtășesc această tragedie. Mulțumim tuturor celor implicați în această acțiune, mulțumim Fundației Orfeus, parohiei Trăistari, oamenilor care au fost alături nu numai acum și mereu, persoane fizice și juridice, oamenilor care n-au uitat că în momente dificile trebuie să întindem o mână celor care sunt în necazuri și durere.